Primarul din Focșani acuză jurnaliștii fără nicio bază reală. Mai mult supărat că a fost criticat, Valentin Miseilă îi amenință și cu judecata. Ziariștii publicației Știri de Focșani au încercat în urmă cu două zile să discute cu primarul Valentin Miseilă despre modificările care vor surveni în urma adoptării noii legi privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. N-au avut sorți de izbândă. Primarul era deja supărat pe ei. Ce să vorbesc cu dumneavoastră, după ce mă faceți terce în toate... Chiar acum citeam revista presii, că n-am timp să citesc toți noapte, cum o citesc eu ce. Într-un final, primarul s-a mai îmblânzit și a ascultat întrebările jurnalistei. Și pentru că încă nu era informat cu privire la noile modificări legislative, aceasta i-a propus să revină mai târziu cu un telefon, moment în care primarul a acuzat că oricum punctul său de vedere nu e luat niciodată în considerare. Da, văd că aveți bunăvoință să mă faceți terci fără să-mi luați niciodată punctul de vedere. În acea minunată publicație dumneavoastră pe care nu citește nimeni, din păcate, de fericire pentru mine. Dacă vi-l dau oricum, punctul meu de vedere nu face că sunt banii care e încasat de la Ion Ștefan. Iar loviturile au continuat. Primarul i-a acuzat pe jurnaliști că sunt plătiți de PNL și că scriu doar prostii. Ies, doamna, ce vreți. Și așa scris mă prostii. Tot să fac o acțiune în instanță împotriva dumneavoastră personal. Sunt din start cu, în relație cu mine, pentru că ați dat în mine încă din prima apariție a dumneavoastră cu acest minunat no-name VR. Într-un final, discuția s-a întors pe făgașul normal, la dezbaterea despre modificările din legea privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Dar primarul a declarat că nu știe când va avea toate informațiile necesare. Două zile mai târziu, legea a intrat în vigoare. Iar edilul s-a gândit că Facebook-ul e metoda cea mai bună prin care să posteze informațiile cerute de Știri de Focșani.